La mulți ani, Leonardo, la mulți ani. La mulți ani din partea bunicilor de aici, de la noi. Da. De la familia mea, să fii sănătos de Sfântul Pătru. Ce să spunem? Ne pregătim și multă sănătate și realizări. Leonardo, n-am cuvinte, asta e. Dar ce faci aici? De ziua ta am pregătit și noi așa în familie un grătărel, un tort. Da, să înțeleg că face ziua lui Leonardo. Dacă vii, Leonardo, vii, dar acum eu știu cum e. Ia, uitați, prieteni, o să punem asta pe perete. Avem și un 7. Mama, avem pompița aia. Unde e pus-o? Că s-a deschimbat pe cântul. Care pompița, Mădălina? Și are o pompiță așa mică. Pe și... Mamă, lasă la lumina, vin un pahar. Nu mai sta în soare. N-am apucat să dau un pahar de vin. Ca să-i spun și eu la mulți ani, la nepoțelul meu. Și la toți nepoțelii mei. Să fie sănătoși. Ce ai făcut? Ai oprit? Oprisem, da. Am vorbit degeaba, cred. Nu, nu, n-ai vorbit degeaba acolo. Ce filmezi am făcut? Acum vă filmez și am dat așa. Du-te acolo la grătar, că avem mai multe părți. Aha. A pot să pregătească. Dar eu zic să nu frigez mult odată, că nu vreau, vreau să mănânc cald. Nu, nu frige, mănânc. Lasă să meargă grătarul până la 12 noapte. Da. Așa facem. Așa ce, grătarul, mâncăm o bucată, două, iar mai frigem. Totuși pe lumina. Nu mă dă din alea, cum le pui? Uite așa. Să scriu Nando. Pune și să... Pe via, ca sunt semniște, nu? Nu bești tu bere ceva. Un pahar de suc, cum să-mi dai bere? Da. Da. Acum. Uite tava acolo. Care e tava? După tine. Nu fi dă usca. Să luăm usca, că se uscă. Sfârâie grătarul Nando. Hai, Leonardo, la noi. Așa trebuie să vii și la noi. Normal. Unde pui? Pui noastră? Silvia e înăuntru. Leonardo, la mulți ani, uite, ne-am făcut și noi, am făcut ziua ta aici, acum grătărele așa în familie, prietenii cu vecinii, da. Filmează, uite. La mulți ani, iarba ta lor, Leonardo, de lui sănătatea. Pe românește. Pe românește? Mm-hmm. A, pe românește. La mulți ani, Leulei, Leonardo, cum îl cheamă, Bobiță? Bobiță. Bobiță. Bobiță, cel mai bun prieten al meu. Petrică îl cheamă, Petrică, de Petrică. Petrică, Arna, Bobiță, Leonardo. Numele de Sfântul Pătru și el este... Și îl așteptăm la ora 12 să vină la noi. Avem tortul care trebuie să-l tăiem acolo. Da. Filmează-mă de ce am făcut. Așteptăm, prieteni, să vină Bobi să taie tortul. I-am pregătit. Baloanele ce am făcut. I-am pregătit aici. Baloane de toate. Vine cu trenul, așteptăm la gara. Dar până ajunge și el, că radar pe drum. Ai tot ce mai ai două? M-am gândit să cacă, du-i și ăla, ai ștar la 10 milioane. Care? Vedeți, prieteni? Da, vei, tu te spalate pe mine să mănânci și tu. Am mâncat. Acum avem și noi un pahărel de vin. Leonardo, te iubesc. Și la mulți ani, Bobiț. Vedeți aici, prieteni? Bunicile. Bunele. Bunicile, vezi? Dănuț nu este acasă și Florin. Foamele,
când o să vină și ei. O să mănânce și ei. Mănâncă de la palet. Bunica povestește de acolo, de aria de reparat casa acasă. Aici sunt milioane ce face. Uite, sunt aici la ziua lui, la Muțan să trăiască, Petrică. Am văzut că au bine, deci am făcut și noi că așa e bine. Nu mă trudeam să vii. Un grătărel. Dar l-așteptăm să vină. Că este și sărbătoare azi, mai ales că este ziua lui, un grătărel, un șpiț, un vin. Într-adevăr, au făcut și ei cu de toate acolo și ei chefuiesc și ei de ziua lui. Și așteptăm să tăiem și noi totul. Să vină el măcar două minuțele. Da. Da, greu vine. Da, ai zis de surpriza care i-a făcut-o mama lui? Da, am zis de pe vlogul meu de surpriză la domiciliu, i-a făcut mama lui surpriza. Surpriza mare este la Lumina. La Lumina sau la cine? La mine o să postăm. Că așa a zis ea, da, la mine. A, ea nu vrea să posteze? Nu. Bine, o să posteze, o să vedeți vlogul lui Mădălina. Acolo se vede surpriza. Să vedeți acolo surpriza la domiciliu pe care i-a făcut-o mama lui. Și din partea ei se facă. Adică a vrut să facă surpriza asta cu echipa de la turnul Severin. Surprize la domiciliu. O să vedeți cu tort, cu alea, cu tablou, cu un coș de fructe. Da, nu e problemă, povesteam doar. Da, vecine, hai. Să trăiască Leonardo. Și la mulți ani. Nu mă trebuie asta. Mi-e vinat cu pe butii de și la noi sunt foarte mulțumim. Habidia lui Gata Pogres. Și octogenie. Habidia lui Gata Pogres. Oana, la urmă tine. David, hai să mănânci și tu, că n-ai mâncat nimic. Deloc n-am mâncat. Ce? Nu. Hai, revenim? Revenim. Avem invitați. Hai, da, voi la tort! David! Tăiem tortul. Hai să tăiem tortul. În absența lui Bobita. Hai să tăiem tortul, că a pierdut trenul. A pierdut bilet, trenul, a luat bilet și a pierdut oricum trenul. Oricum are două torturi, hai. I-a trimis un tort de la, cu surprize de la turnul Severin. Pun și eu, mă! Hai, copii, hai, hai, David, la tort! Leonardo e absent. Leonardo e acasă, hai! Pune și lui David. Leonardo n-a venit. Vine. Am intrat în rolul lui Bobiță. Leonardo. Hai că vine Leonardo. Hai că s-a iar Roma. Nu mai vine, a zis că nu vine, că are treabă, mami. Pune și lui bunica. Bunica. Hai, facem treabă, hai. Hai, la Mucan Bobiță. Vine cu trenul, Bobiță, dar a pierdut trenul. Hai, aprinde-ți. Bă, a doua, nu știu una. Bine, de lucru în piană. Gata, hai, aprinde-ți astea. Pune în piană tortul ăsta, zi. Pune tortul. Tot. Ce ai, că-mi ești un rodat, dar cu șamră. Ce-l bagi eu să vă mamă? Bă, ești pe filmare aici, bă. Leonardo Petruț. Auzi. Da. E cu poză. Păi nu mai vede. E poza lui Leonardo. Hai. Da. Să fie sănătos, la mulți ani, 7 ani, mulți ani sănătoși. Genial. Hai, cântați! Hai, cântați! Happy birthday to you! Cântați, măi! Nu știm ce cântăm. Hai! Hai, la mulți ani! Pe românește, hai, cântați! Asta ne putea? Grăba, Denis! Asta e, dacă n-ai mușărit! Cântă, Ionuț, ce faci? La mulți ani, Bobiță! Vine, Bobiță, mai târziu cu trenul? Da. Hai, tăiați de pe aici! Gata, hai! La mulți ani, cu sănătate! La mulți ani, Leonardo! La mulți ani, Leonardo! Lasă, la mulți ani, Bobiță! Te-am așteptat și n-ai venit. La mulți ani, Bobiță! Mi-e bine, poți cu par. Bravo, Bobiță, merge! Și să vină Bobița acum să vedeți pe poate. Rămâi și da. Nu de pe timp de treabă. Vezi, Bobiță, ți-am făcut tortulet. Ce-am
da, dar auzi. Și am pregătit și mâncare și din aia. Și de toate, dar auzi. De toate, da. Și de toate. Da, dar oricum, Lumina i-a trimis surpriza aia de la turnul Severin. Da. Cadouul ăla foarte frumos, care i-a trimis acolo tortul. Și tot cu ce trebuie, cu fructe, cu un tablou, cu pozele lui. Da. Cu ciocolată, sper că se vede la tine. Hai, pune-ți dorință. Să fie sănătos. Să fie sănătos. Să fie sănătos. La și la mulți ani. Petrică, Petrică. La anul se soare și așa și muiere. Da. Subinim. A, n-ai voie de surinim. Să-l lobodit, ca să duci niște purgi, niște vițe. O, mica mea, chiar. Niște curgane, n-aia mari. Era pe necroara. Cine taie? Păi au tăiat. A, să tem pe farfurii. Gata. Ce facem, tată? Revenim? Am făcut-o pe și pe asta. Ca să tai eu așa, frumos, la toată lumea. Omul trece. Nu, 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 așa. Lasă-mă să tai eu. De care poza vrei să mă tăie? David, nu tăie poza, nu acceptăm. Hai. N-ai poza, David, nu poza. Mă fui minioara. Mănâncă, hai. Am minioara, da, dar poza nu o tăiau. Hai, gata, că revenim, hai, tăia stăpul și gata. Gata, prieteni. Nando, au plecat invitații. Te-am așteptat. Asta e. Ce să mai zic? Făcusem frumos. Hai, câmpeană, au plecat invitații. Hai să mai beau și o bere. Hai, bea. O duceți pe Silvia? Da, o duceți pe mama. E noaptea. Foarte, foarte bun. Unde e Silvia? Silvia, gata? Păi cine te duce? Bărbelină. Hai bine. Da. Hai, du-te, Mădălina. Hai bine, tu, bogătare, hai tu, că le pisele te pură. Hai să mâncăm, David, să bem un pahar de suc. Ia fel la prieten, să vezi ce ai tu, ce urechi. Ia, ce urechi ai? Ia, de unde ai luat-o? Din Caroba. Din Craiova? Din Craiova. Bravo, mă. Hai să stăm și noi acum jos. Mamă, ce spun? Ca invitații, Bobiță n-a venit. Ca să fie sănătos. Hei, doamne, doamne. Ce să mă zicem, asta e. Foarte, foarte bun. Uite ce frumos pregătisem și noi. Păi da, cum te-am luat, grătar. Ce să facem? Tort, surpriza lui Leonardo, care i-au dus acolo cu echipa aia de la turnul Severin. Nu știu, asta se vede la Mădălina pe vlogul ei. Hmm? Unde s-a dus fetele să o ducă pe Silvia? Da? Da. De ce aruncași paharul cu suc? Nu, vreau ce vrei cola, să cola. De ce l-ai aruncat? Cola? Stai că-ți dă eu cola. Mamă, ce spus, să bei apă sau? Nimic. Unde e cola? Nu păi nu mai e, David, aia l-ai aruncat. Cola nu mai e, că e târziu. E târziu cola. E acolo. Nu mai e cola. Că oricum e târziu cu ăla ca să dormi. Ce aici? Nu. Nu, nu. Venea pe vădă. Nu e după maică sa. Dar nu fă-i așa. Hai că spargi paharele. Spargi paharele. Ce apă de aici? Maică ta. Bei cola, bei. Lasă cu un pic a fost. Da. Leonardo poate din mâine, uite, tortul e întreg, mănânci tu o felie, oricum ai două torturi. Ce să zic? Asta e. Te vândă. Da. Am muscă de companie. Da, muscă de companie.
Matare, ce mai zici, mamă? Nu mai zic nimic. Da? Da. Am mâncat, am băut. Uite, aș face de gând că nu mai să... Nu mai să deschide. Nu mai să deschide, acum ce mai fac? Lumina e foarte supărată că n-a venit Leonardo. N-a să fie sănătos. Ce să mai zic? Asta e, nu mai spunem nimic. Noi ne-am făcut așa pentru Leonardo. Am făcut grătărel pentru ziua de azi, că a fost sărbătoare și mai ales un că a fost ziua lui. Un tort, surpriza care i-a trimis-o, foarte frumoasă, a fost surpriza pe care i-am trimis-o. Asta e. Nu se deschide, nu se deschide. David, nu te, juca cu, nu te juca cu cioburile. Da, cu așa, la mine. Dar de ce nu mai băga așa? Uite. Da, am spus-o. Da. Vezi? Da, am spus. Vezi ce ai făcut? Faci numai prostii. Uite. Lasă să spar rău, Mex, lasă, nu-i nimic. S-a spar rău, vezi, dar nu-i ia mâna cu, ia mâna, David! Hai pe zi de aici. David! Gata, asta s-a spart. Ai văzut? Cum ai băgat paharele în unul în altul și s-au spart, vezi? Ia, ia stai. Păi, faci obi și asta, gata, lasă. Lasă-le să le aruncăm, David. Da, dus rău, asta e, s-au spart. Da. Ce mănâncă pe aici? Ia și mănâncă. Și vreau o farfurie. Vrei farfurii? Da, pe mie... Ce vrei să-ți dau? Dă-i mie o farfurie. Pe mie mi-e place din ce vrei să-ți dau, zi? Din ăsta mai e? Tot. Da, uite. Uite, e acolo. Uite, stai că-ți dau aici, a? Ciupercă. E ciupercă. Da. Uite, fii atent pe tocătorul unde am mâncat papul. Eu pe ăsta am mâncat. Hai. Vreau și ciupercă. Uite, îți dau. Ciupercă. Uite, fii atent. Ăsta eu, da? Dă-i din ăla cârnăciul care place lui Mex. De unde și mie farfurie aia? Care farfurie? Care farfurie, mă? Asta. A, alea, îți plac de alea, hai. Da, de obicei. Hai din nou. Hai. Uite aici, ardei. Și de-astea, hai. Stai și de-astea. Și de-i pălăria. Oh, câte mănânci de-astea? Păi câte mănânci? Lasă! Băi, numai ardei mănânci. Hai. Foarte, foarte bun. Hai, uite și de aici cărniță. Uite cârnăcior. Hai mănâncă de aici de pe tocător. Hai, hai stai jos. Dă-i și pâinică, Mex. Hai. Mănâncă încet. Uite de aici, ți-am tăiat eu. Hai. Trebuie să-i dau și pâine. Hai mănâncă încet. Mai bun, mai mult astea decât astea. Bravo. Mai bun sunt astea decât și astea. Hai, uite cu pâine. Da. A trecut și ziua de azi. Dacă lăsăm noi mamă să facem mâine, ce mai e? Ce mâine? Ce mai e? Nu mai avea niciun rost. Adică ce? Să lăsăm noi să facem mâine ziua lui. Ce, să tăiem mâine? Da. Nu, azi e ziua lui, asta e. Da. Iar bei. Bere și un pahar de vin am băut. Da, foarte, foarte bun. Dar chiar frumos am făcut cu baloane, uite, fii atent. Pe tu nu mai uitat de asta. Hilează, uite și pe acolo și în spate. Mai încet așa. Acum dacă am ieșit prietenii... Ține telefonul. Atât s-a putut. Las. Mă, dar ce mai spui, mamă?
Da? Ăștia sunt, mamă, condițiile. Da. Au venit la 12 noapte de seară, nu și la 1. Dar nu și fratele meu nu sunt acasă, o să vină mai târziu. Unde? O să vină să bea și ei un pahar de vin. Poftă mare. Mâncă încet, încet, încet. Am mâncă să vei. Este vreo. Cu pâinică. Îți dau brânzică? Nu mănâncă. Nu-ți place? Nu. Am mai bunică, tăstea. De obicei, da. Nu vrei să-mi pun eu boxa să-mi cânte lăutare? Nu-i mai bine să-ți cânt eu. Pun eu boxa și-mi pun aici. Și să meargă pe unde ești. Acum! Ce? Acum! Da, să ne cânte muzica, vrei? Da. E bucurie sau? Păi normal, de ce nu? Sărbătoare, azi, ziua lui Nando. Păi, de ce nu a venit? Venit ca să... A plecat, a plecat și... Păi ca să aude și muzica. Auzim și muzica asta. Mamă, știu cât sunt țare avem noi. Da. Da. Asta, noi să fim sănătoși, asta e. Păi da. Da, unde e Mădălina și Lumina? Păi nu știu, ai uitat, s-a dus să o ducă pe Silvia. Ah, să o ducă pe Silvia, a fost și Silvia la noi. Da. Asta ne-a ajutat pe aici. Oricum, se vede mai bine, mai multe. Tot ce am Nicu, făcut pe vlogul lui Mădălina. Nicu, vrea și o suc. Suc? Se vede pe vlogul lui. Pe vlogul lui Mădălina. Am văzut. Cristi Bancomat pe 15 august. Bunicu, o facem noi lată aici. Bunicu, dar tu pentru că Bunicu, dar de ce nu mai vorbești cu el, nu mai trebuie să vorbesc cu el? Cum nu vorbesc cu Cristi Bancomat? Vorbesc de fiecare pe, dată. Pe nu mai ai avut pe Cristi Bancomat atât de bine. Da. Ia, ăsta e spart? Nu e. De căpteală. Când mai vine Mădălina cu Lumina? Vine, dar vrei să stăm tot live-ul până vine ei? Nu, hai oprește și mai revenim. Nu-i.